A făcut o comoție cerebrală la el în casă și când a simțit că ceva se întâmplă cu el, a apucat să scrie pe o coală albă de hârtie trei lucruri. Unul, să fiu incinerat, al doilea lucru, să fiu asistat la serviciile funerare, să fie un popă negru, și numărul 3, manuscrisele să-i fie date lui Culian. După asta, el a căzut într-o această comă profundă din care nu și-a mai revenit. Se spune că, pe lângă boală, l-a doborât incendiul izbucnit în biroul său din Chicago cu 3 luni în urmă. Focul a mistuit atunci manuscrise și documente extrem de valoroase. Noi n-am știut niciodată detaliile morții lui. Regimul comunist era ocupat cu altele. Aflăm acum, de la unicul martor rămas în viață, cum a dispărut Mircea Eliade. Christinel and I had been with him on and off for several days and she just happened to be out of the room when he actually died. So I was alone with him at that time. He was in a coma, so there was no dramatic difference in how he looked. But you know those things that hospitals have with the lines. So the lines started going like that, and I called the nurse. And then little by little, all the lines, one after the other, just stopped until there was nothing but his name. And then the name vanished too. So I was looking at that rather than at him. When I knew that he was gone. S-a stins discret și simplu. Cum a trăit? Eliade avea 79 de ani, aproape 30, trăiți în America. În acea zi au fost rostite rugăciuni pentru sufletul său în toate bisericile românești din America. Însă aici, în Capela Rockefeller, unde a avut loc ceremonialul de înmormântare, cei prezenți au citit bucăți din opera lui Eliade în toate limbile în care el a scris în toată viața sa, română, engleză și franceză. Se spune că a fost unul dintre cele mai impresionante ceremonialuri religioase care au avut loc vreodată aici. Christinel Eliade a mai trăit 12 ani, într-o izolare totală. Nu mai ieșea din casă decât până la biserică și la cimitir și, spre sfârșit, din femeia cochetă și jovială, nu mai rămăsese decât o umbră. În dormitor a amenajat un mic altar pentru soțul ei de geniu. Fără el, ea a simțit că nu mai are rost. Fără ea, nici Eliade n-ar fi trăit atât cât a trăit. Se spune că ea îi aducea aminte și când să bea apă și când să mănânce. S-a iubit foarte mult și foarte frumos. Și iubirea lor este un exemplu pentru tinerii de astăzi. Se țineau de mână, totuși la o vârstă, nu? Se pupau direct pe gură ca doi copii. El începuse săracul să se cocoșeze, să-l tragă umerii în jos când a început să poarte bastonul și au ajuns la un cuvânt secret care se numea floarea și când se întâlneau cu diverse personalități, ea îi spunea floarea puișor și el imediat se îndrepta și zâmbea puțin. L-a îngrijit toată viața cu toată priceperea ei de femeie. În cimitir, alături de mari personalități ale acestei părți de America, mormântul soților Eliade e singurul cu cruce ortodoxă și o frântură de steag românesc. Aici este mormântul lui Mircea Eliade și a Christinel Eliade, el și soția lui. De fapt, unde a fost îngropată cenușa lor. Christinel a murit în ziua lui de naștere, 9 martie 1998. Nous avons fait un bon voyage. Și-au avut o călătorie, într-adevăr, frumoasă. Și pentru noi, binefăcută, prolifică, cum să spun, din punct de vedere a operei care ne-a lăsat-o. O operă impresionantă. Autor a peste 30 de lucrări științifice, literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi. În total, 80 de volume, fără a lua în calcul jurnalele sale intime și manuscrisele. Ideile lui, spiritul lui, au influențat nu doar curente literare, ci și vieți de oameni. Unul dintre studenți, se știe, l-a iubit atât de tare, încât a decis ca primul lui copil să fie botezat Mircea. Și s-a ținut de cuvânt, chiar dacă primul copil a fost fată. Mircea Monroe este astăzi o cunoscută actriță la Hollywood, care poartă numele filozofului român. Sunt urme de ale lui peste tot. Unele văzute, altele abia simțite. Întors în România după 34 de ani, Stelian Pleșoiu a avut parte de o senzație stranie. Îl simțea pe Eliade prin casă, de parcă ar fi trecut nevăzut prin încăpere. Într-o zi a înțeles de ce și s-a bucurat.
Să știți că toate cele câteva mii de cărți pe care le avea în apartament, orice carte o deschideai, la mulți ani după moartea lui, avea miros de pipă, de tutun. Haideți să încercăm să vedem că mai miroase. Nu sunt, au trecut deja. Aveți dreptate, încă mai miroase. Încă mai miroase fumul de pipă. Între paginile cu miros de tutun a găsit și mesaje trimise profesorului în decursul anilor. Domnului Mircea Eliade, a cărui prezență ne-a urmărit în lungi ani de închisoare, când huliganii fiind așteptam o nuntă în cer. Tot ce a trăit în casa Eliazilor, spune Stelian Pleșoiu, l-a făcut ceea ce e azi. Un om drept, integru, educat și mai ales un mare patriot. Avea, se pare, această capacitate de a schimba oameni și de a se face de neuitat. M-am redescoperit în casa lor ca și român. Mi-am întărit identitatea românească. Mi-era jenă să spun că sunt român, trezindu-mă la ei în casă și până la urmă stând acolo până la dispariția lor, eram mândru, eram foarte fericit că sunt român. Am fost binecuvântat, am avut această ocazie să-l întâlnesc și să fiu cât de cât apropiat. Chiar dacă îmi dădeau autografe amicale, îmi spunea amic, nu m-am considerat prietenul lui, eram prea mic să fiu prieten. It was just a very important friendship. It was something that was wonderful with us. So lucky to have it. I felt very privileged. It was a lot of fun. I learned a lot. So I think of him as a friend and then also as a teacher and as a colleague. Și din tot ce povestesc acești oameni, ca român, nu poate să nu te cuprindă durerea și revolta că noi nu l-am putut cunoaște. Mircea Eliade era, ni se spune, o îmbinare miraculoasă de țăran autentic și savant de geniu. Tocmai de aceea putea să vorbească orice cu oricine, iar opera lui să fie înțeleasă de fiecare minte. Dacă e necoaptă, va descoperi un univers fascinant. Dacă e matură, va pătrunde în profunzimile filozofiei lui. Era cumva și înaintea timpurilor și actual oricând. O bogăție. Și atunci, noi de ce uităm? Eliade este cunoscut în toate college-urile și universitățile din America, în Europa de Vest. Eliade, din păcate, este mai puțin cunoscut în comunitatea românească din Chicago și, în general, în comunitățile românești din America și din Europa. Și Eliade este destul de puțin cunoscut în România. Din ce cauză ar fi firească întrebare, nu știm. Dar este adevărat, sunt piedici pe toate părțile, piedici create de invidie, piedici create de anumite frustrări. Sau, pur și simplu, din comoditate sau indolență. În 86, după ce Eliade s-a stins, soția lui și-a exprimat dorința ca, după ce nu va mai fi nici ea, câteva dintre obiectele din casa lor să meargă la Ambasada României, unde să fie amenajat un mic muzeu. Propunerea a fost primită inițial cu mare bucurie. Iar după 12 ani, când s-a stins și Cristinel Eliade, angajații ambasadei de la acea vreme, 1998, au considerat, dacă vă vine să credeți, că procedura de preluare a obiectelor e mult prea complicată și nu merită atâta bătaie de cap. He's not remembered nearly so much here as he used to be. He's not as famous as he was. Other people doing other things. Some of his books still sell. Some of his fiction is still read. But for the most part, he's not nearly as well known as he was 40 years ago when I met him. Prin testament, Eliade a lăsat scris ca o parte din cenușă să-i fie aruncată de pe vârful Himalaya și o altă parte în lacul Michigan, pe unde venea deseori să se plimbe împreună cu soția. N-a ajuns nimeni pe acoperișul lumii pentru asta, așa că cenușa i-a fost aruncată în lacul de la marginea orașului Chicago. Astăzi, Eliade e apă, aer, vânt și cuvânt. E aici și oriunde.